Drone militare de atac și accelerarea programului de fabricare a navelor de ruptă pentru război în Marea Neagră sunt doar două dintre prioritățile sistemului de apărare a țării noastre. Investiția despre care vorbește ministrul apărării se ridică la peste 300 de milioane de euro. România vrea să dea 300 de milioane de euro pe mai multe sisteme de drone tactice pentru armată, iar competiția pentru acest contract considerat fundamental de militari începe să prindă contur. Armata dorește sisteme aeriene fără pilot în două variante, terestră și navală. Există un proiect privind achiziția unui sistem modern de drone care are o valoare de 1,4 miliarde de lei. Acest proces de achiziție este în curs. On land, this could include substantially more forces in the eastern part of the alliance. We will also consider major increases to our air and naval deployments. Ministerul Apărării Naționale vrea să cumpere 7 drone de război dintr-un model care a fost testat și folosit cu succes în Irak și Afganistan. Dronele de luptă vor avea raza de acțiune de minimum 200 de kilometri prin legături directe cu centrul de comandă. O dronă în armată este folosită atât pentru obținerea informațiilor, cât și pentru lovirea inamicului. Ar fi pentru prima dată când România se dotează cu drone cu armament. În contextul situației actuale de la Marea Neagră, România, care este un punct cheie în regiune și forțele navale române, au nevoie stringentă de tehnică militară modernă. 4 corvete ar urma să fie construite în țara noastră. Navele care vor intra în dotarea forțelor navale vor avea un deplasament de 2500 de tone și vor dispune de cel mai modern armament naval. În acest moment ne aflăm pe ultimii metri ai negocierii. Așteptăm răspunsul din partea asocierii dintre Naval Group și șantierul Naval Constanța. Probabil că luna aprilie, finalul lunii aprilie este momentul în care vom putea să luăm o decizie finală. Între timp, România continuă să-și întărească securitatea prin cel mai recent grup de luptă NATO, constituit în țara noastră. Grupul de luptă se numește Forța Rapidă de Răspuns a NATO și este alcătuit din militari francezi, români, canadieni, olandezi și belgieni. For the first time in the story of the alliance, we are called upon to deploy within the framework of the VGTF. And the security of NATO territory must be reinforced to prevent any extension of the ongoing conflict in Ukraine. Planificatorii exercițiilor, la care participă și belgienii, și românii, și francezii, au inițiat pe hartă, e vorba de strategii de luptă, situații similare cu ceea ce se întâmplă acum în Ucraina. Mai multe coloane de blindate vor ataca pozițiile infanteriștilor, infanteriștii trebuie să respingă acest atac. Avem acum pe teritoriul României avioane de luptă americane F-16 și F-35, celebrele Eurofighter Typhoon venite din Italia și din Germania, elicoptere de atac Black Hawk, vehicule blindate Stryker, dar și specialiști în strategie și război cibernetic.